Domnul să vă binecuvinteze, iubită biserică, Hristos a înviat. El este viu. viat. înviat. 2000 de ani în urmă și El este viu. Am, am sărbătorit, am sărbătorit săptămâna trecută și toată săptămâna asta a fost o săptămână deosebită prin care am văzut mâna Lui Dumnezeu și a fost liber, liberă pentru mulți dintre voi. Ați avut zile libere și v-ați bucurat de, de zilele libere. Amin? Amin? E foarte important să înțelegem că Dumnezeu lucrează într-un fel sau altul. Și vreau să, să vă binecuvintez și să, să, să vă explic puțin câteva lucruri. Duminica trecută, aveam așa un mesaj, mă gândeam puternic pentru biserică. Și dintr-o dată când Duhul Sfânt mi-a arătat, mi-a arătat că sunt mulți musafiri, dintr-o dată Duhul Sfânt mi-a schimbat tot mesajul. Am ajuns doar la primul punct, că suntem copiii lui Dumnezeu și au început să vorbesc doar de copiii lui Dumnezeu. Mă gândeam, mă, da, doamne, dar acum mai Paștele, mesaj din asta, mai puternic pentru copiii tăi. Ei ascultă și spune Duhul Sfânt, ei ascultă mesajul tot timpul. Dar ăștia care au venit era acolo mai două rânduri de musafiri. Aici erau două rânduri de musafiri. Acolo erau musafiri. Ce faci cu ei? Uite că nu mai văd în biserică acum dar au fost în biserică duminica trecută. Și ne-am bucurat să-i avem în biserică, de aceea trebuie să învățăm o lecție, iubiților. Când Duhul Sfânt deschide o ușă și ne dă nouă oportunitatea să slujim oamenilor, să ascultăm. Amin! A, unii din noastră nu spuneți amin, dar nu-i nimic. Amin înseamnă așa să fie. Și vreau să înțelegi că oportunitatea aceasta vine datorită faptului că tu ești copilul lui Dumnezeu și scriează creează această oportunitate. În săptămâna aceasta, printre altele, am avut am avut un, o familie din Israel și chiar, chiar când a venit vineri seara la slujitor și a slujit și după slujitor... Ar a, a zis că trebuie, frate Daniel, frate Daniel, roagă-te! Peste 100 de rachete uh, uh, trimise în Israel, trimise în uh, fășia Gaza, roagă-te! de frică, fratele și sora. Ei, ei sunt evrei, tremurau de frică. De aceea vă provoc în numele Domnului să vă rugați, să vă rugați pentru uh, poporul Israel, pentru Ierusalim, amin. Să deți că nu se arată și nu s-a arătat în la vești, nu s-au arătat treburile astea că uite cum trece poporul Israel, prin ce trece și spunea printre altele acum două săptămâni 150 de rachete au fost lansate împotriva poporului Israel. De aceea datoria noastră ca și copiii lui Dumnezeu este să ne rugăm pentru poporul Israel. Amin. Amin. De aceea vreau să proclamăm și am o confirmare săptămâna aceasta și dumine, că aceasta este a opta zi de când Domnul Isus a înviat. El este viu. Mormântul nu mai este aici, dar știm că este gol. Așa. Dar, iubiților, vreau să facem, pentru că e foarte important să înțelegem aspectul acesta, că tu și eu credem că Isus Hristos este viu. Prin ce credem? Și întrebarea se pune: Prin ce cred eu? Prin manifestarea prezenței Lui în viața ta. Dacă nu se manifestă prezența Lui în viața ta, dacă nu este Isus viu în viața ta, dacă nu îți dă El viață cu adevărat în tine și ești pasiv, ești indiferent, ce viață e asta? Mă întreb și eu, și mulți, mulți, mulți creștini trec pe aici. N-aș vrea să fii tu titlul, titlul uh, predicii mele este Fii fericit crezându-L pe Iisus! Fii fericit crezându-L pe Iisus! Înaltă fericire nu este pe pământul acesta. Mulți cred că dacă au bani, dacă au avucii, e fericit. Am uh, avut de-a face cu mai mulți oameni de afaceri, bogătași mari, nu vorbesc de un milion, două, vorbesc de miliarde. Și vezi că e gol? Vezi că e plin de bogăție firească, naturală? Am casă, am mașină, am de toate, dar nu am pace, n-am bucurie, n-am fericire, n-am aceste lucruri. Dar tu și eu avem această bucurie. Noi suntem fericiți pentru că noi îl credem că Isus Hristos a plătit un preț pentru tine și pentru mine, da? Dar trebuie să fim conștienți, iubiților, de adevărul acesta. Pentru că Domnul Isus, 40 de zile după ce a înviat din mor, s-a arătat. S-a arătat ucenicilor, s-a arătat lui Maria, s-a arătat cei doi spre Emaus, s-a arătat la 500 de oameni al lui Dumnezeu, s-a arătat. Dar Ucenicii i-au spus lui Toma, și aici, pentru că e tradiția asta, de uh, Duminica lui Toma. N-aș vrea să uh, petrecem prea mult timp în tradiția asta, dar vrea să aducem aminte de câteva lucruri esențiale din tradiția aceasta, uh, Duminica lui Toma, necredinciosul. Și aș vrea să citim din Ioan, capitolul 20, versetul 24 până la 31, și apoi facem proclamarea care am pe inimă să o facem, pentru că noi suntem oameni ai credinței. Amin. Ai, e numai partea asta o răspunsă. Suntem oameni ai credinței. Amin. Așa vă vreau, dragilor. Nu mă cunoaște. Costele, de n-ai deschis gura. Ce se întâmplă? Ce suntem noi? Oameni ai credinței. Amin. Asta este. Dumnezeu Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu ne-a descoperit planul lui. Dumnezeu te-a ales să fii copilul lui Dumnezeu. Amin? Amin? De aceea, haideți să citim din cuvântul lui Dumnezeu care este atât de minunat. Și aici, în începând cu versetul și 24, Troma zice, geamăn, unul dintre cei 12 nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar ei le-au răspuns: Dacă nu voi vedea, el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea pe coasta lui, nu voi crede. Ce credință e asta? Nu voi crede, spune Toma. După 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau, erau ușile de, uh, încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis, Pace vouă, ce minunat salut! Pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adus degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți uh, mâna pe și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Ha! Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, Tomo i-a zis Iisus, pentru că mai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Aici te califici tu și eu, pentru că n-am văzut în, pe Domnul Isus în realitate și credem că El a înviat. Amin, noi suntem fericiți. Ăsta e titlu. Eu sunt fericit. Și cum se manifestă fericirea aceasta în tine? Și ar trebui să vadă fericirea aceasta în fiecare dintre noi. Prin zâmbetul nostru, prin, prin viața noastră, prin trăirea noastră, prin vorbele noastre, ar trebui să vadă această fericire. Oh, dacă aș avea milioane, aș fi fericit. Uită de asta, ți-am spus. Dacă ai milioane, ai multe probleme. Mai multe probleme decât ai acum, când poate n-ai milioane, dar ai o viață, pentru că El îți dă această viață. Pentru, ai, pentru că ai crezut că El este Fiul lui Dumnezeu și crezi și astăzi că El este Fiul lui Dumnezeu. De aceea, în această dimineață, te provoc, te provoc să trăiești o viață sfântă cu Dumnezeu, ca să experimentezi fericirea. Ca acum zimpre împreună cu mine. Vreau să trăiesc pentru Isus. Vreau să trăiesc pentru Isus. Vreau să proclam numele Lui în viat. Vreau să proclam numele Lui în viat celor, celor păcătoși care nu cred în învierea Lui. Eu cred în învierea Lui. Eu experien, experimentez viață. El pentru că El locuiește în mine. Slăviți să fie în numele Lui. Eu cred în Evanghelie. Eu cred în puterea Evangheliei. Slăviți să fie în numele Domnului. Aleluia. Oare Toma a fost așa sceptic, a, a fost a, religios, necredincios sau ferm sau stăpân pe sine, zic Unii, până nu văd? Mulți, să știți, de-a lungul vieții mele am văzut am văzut oameni și am vorbit multe despre a, cum lucrează Dumnezeu. Am. A, am... Am multe experiențe cu Dumnezeu, supranaturale, multe, multe, multe. Nu voi împărtăși în dimineața aceasta, dar vreau să spun că am avut oameni care au zis, frate Daniel, e greu să crezi. Zic, da, e greu să crezi. Dar e ușor să crezi pentru cel care are o inimă deschisă, cel care are o minte, n-au zis bine aici, o minte renoită, o minte schimbată, o minte transformată. Trist este că de multe ori, și vorbea Cristi de bucuria mântuirii, a, ar trebui să fim așa de fericiți, să ne aducem aminte că cât de mult a plătit prețul, dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu, cât de mult a plătit pentru tine și pentru mine. Și aici, Toma, îl vedem că a căzut la acest examen al credinței. A căzut. Așa cum, de multe ori, tu și eu cădem la acest examen. Cu toate că îl credem. Dar aici n-aș vrea să fii descurajat sau să, fi să ai îndoială, pentru că aici cuvântul lui Dumnezeu e foarte clar. Noi avem o măsură a credinței. Nu toți suntem la fel cât am vrea noi și cât de mult stăm în Biserica Agape. Romani 12 cu 2. Vreau să știți asta, dragilor. Fiecare dintre noi, Domnul ne-a dat, și aici să vă spune, să nu vă potriviți chipului viaului acesta, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și versetul 3, prin harul care mai a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cum cumpătate, despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Vreau să știi că Dumnezeu a împărțit fiecăruia dintre noi. Dumnezeu nu te... Dumnezeu nu zice, păi El nu-L binecuvintez, Lui nu-I dau credință, Lui nu... -i...". Nu, nu! Dumnezeu a împărțit măsura de credință pentru fiecare. Poate nu, nu ai ca fratele Cristi sau nu ai ca ca sora, sau ca radu, sau ca fratele, cu tare și cu tare, dar ai măsura de credință. Și dacă ai măsura de credință, aici vreau să înțelegem că noi trebuie să credem, noi trebuie să credem că Isus Hristos acum este la dreaptea Tatălui și acolo mijlocește pentru tine, acolo, așa cum îmi vine să cred și cred prin credință. Prin credință, că El mi pentru Biserica Agape. El are autoritate și azi dimineață confirmare am, am primit-o prin Duhul Sfânt, de la, de la o soră, de la un frate, de asemenea, că El are autoritate și autoritatea Lui este în Biserica Agape. Nu este doar peste mine, este peste fiecare dintre noi și aș vrea să intri în această autoritate, să crezi că Isus Hristos și-a început să facă în locul acesta. O va face. Va face și va lucra. Dar frate Daniel, dar de ce nu vină mai repede? De ce, de ce mai tot întârziem? De ce nu vină? De ce nu vin mulțimi de oameni? De ce nu vin? De ce nu vin? Vrem să vină mii de oameni? Și vrem cu tot ce să vină. Dar iubiții, eu vreau să spun un lucru. Că prin credință tu trebuie să acționezi ca să contribui ca acești oameni să-L cunoască pe Iisus Hristos. Poți să am un amen? Domnul, să ne ajute pe fiecare, acolo unde suntem. Nu trebuie să faci mare lucru. Doar să spui cum te-a mântuit Domnul, doar să spui ce a făcut Domnul în viața ta, doar să spui că ești fericit cu Domnul. Câți dintre voi sunteți fericiți cu Domnul? Aleluia! Da, unii nu ridicați mâna, dar nu vă mai provoc. Vreau să vă spun că uh, depinde de tine. De fericirea aceasta vine prin credință, nu vine prin vedere. Poate prin vedere te confrunți cu tot felul de probleme deosebite. Toma, era o situație foarte grea acolo. Pe de o parte, huiduielile care erau din partea iudeilor și a preoților ce mai de seamă, pe de altă parte, ucenicii care au confirmat, da, l-am văzut pe Domnul, a fost în mijlocul nostru, ne-a vorbit. Maria ne-a vorbit. Dar, eu spune, he, 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 stai, stai. Eu vreau să, vreau să îl văd eu. Să pun eu mânuța mea. Da, ah. Dar Domnul Isus intră, foarte interesant, intră, intră, când erau ei adunați, intră într-un trup de slavă, nu trebuia ușa deschise, poftește Domnule, Domnul Isus, Nu, trupul de slavă intră prin pereți, trupul de slavă nu mai este, nu este nimeni să-l oprească trupul acesta de slavă. De aceea când vei fi îmbrăcat în trupul de slavă, vei avea o, o putere supranaturală de neînțeles omenește. De multe ori când vine o ungere a deosebită peste mine, nu mă înțeleg. Nu mă înțeleg și nu înțeleg nici ce vorbesc. De multe ori. Și mă rog ca întotdeauna când mă ridic în numele Domnului să fie acea ungere mă rog întotdeauna și am nevoie de rugăciunea voastră. Nu-i vorba de înțelepciune, nu-i vorba de experiență, nu-i vorba de cât de mult știi, nu-i vorba, e vorba de prezența Domnului. Și dacă e prezența Domnului în mijlocul nostru, Domnul Iisus îi spune, pace vouă. Mama mea ce salut și ne salutăm mai modern acum, nu mai zice pace vouă, nu zice pacea Domnului. Da, nu mai nici nu vreau să vă spun cum se salută mulți creștini, că am mulți pastori. Dar, iubiților, acest, acest salut este un salut Dumnezeu, pentru că avem nevoie de pacea lui Hristos. Avem nevoie fiecare dintre noi. Și El este, El este pacea ta și pacea mea. Amin? Aici îi spune Domnul Isus hey, Tomo, pentru că m -ai văzut, ai crezut, pentru că ai pus mânuța ta, ai crezut, dar ferice, ferice, ferice de cei care n-au văzut și au crezut. De aceea, în această dimineață, vreau să nu vrea, te numesc doar eu fericit. Eu nu te nu, te numește Fiul lui Dumnezeu, pentru că tu l-ai crezut pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu ai crezut că El a murit pentru păcatele tale. Și, bun, hai, credem, credem, frate Daniel, că trebuie să credem. Dar ce facem mai departe cu credința care o, o avem? Și aici ai cuvântul lui Dumnezeu mai departe și prin credința care o avem, noi avem viață, să zicem toți, viață. Viață, viață spirituală o viață dumnezeiască, o viață din Dumnezeu. Nu vorbesc de o viață naturală, asta cu toți o avem. Dar de multe ori ne comportăm, dragilor, ca și cum n-am avea viață spirituală, ne comportăm doar și acționăm doar mânați de această viață naturală care este noi și ne-a dat-o Domnul. Dar noi, în noi trebuie să apară acea viață dumnezească care vine din Hristos și Hristos este în tine și în mine. Recunoști întrebarea, așa blând să o spun, este, recunoști tu pe Iisus Hristos în viața ta? Dacă recunoști mânuța sus, ridică mâna. Dacă nu-L cunoști, dacă nu, dacă nu, se vede în viața ta Isus Hristos, atunci trebuie să spui întrebarea. De ce oare? Unde am dat o îmbară? Unde greșesc? De ce? Pentru că El mi-a promis că îmi dă o viață și această viață să fie o viață fericită, o viață plină, plină de, de bucuria mântuirii, plină de autoritate duhovnicească. Nu că știi multe, că toți știm multe. Toți știm multe, nu asta, dar să vede în umblarea ta viața lui Hristos și Domnul să, să te ajute pe, mi, pe tine și pe mine. Pentru că dacă El este pacea ta, și aici vedem în Efesen, capitolul 2, versetul, versetul 14, pentru că Isus Hristos este pacea noastră, că El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. El este pacea ta și dacă El este pacea ta și domnește în tine, atunci acea pace se va reflecta în jurul tău, prin acțiunile tale, prin vorbirea ta, prin tot ceea ce faci. Acea pace te va ilustra în viața celor din jur și. Vedeți, când ai primit pe Domnul, ai așa o siguranță că El este Fiul lui Dumnezeu și că El este Mântuitorul tău și avem, avem siguranța mântuirii foarte clară, ilustrată. Și Apostolul Ioan, în 1 Ioan, capitolul. Capitolul 5, versetul 11 și 14 ilustrează această siguranță și aș vrea, ai auzit-o de sute de ori, poate de mii de ori, dar aș vrea să-ți să o asumi, auziți, să o asum fiecare din voi, să o asumați asupra voastră. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Ne oprim aici. Ai convingerea că ai viața veșnică? Haleluia! Ai convingerea că mâine Domnul Iisus te cheamă? Tu vei moșteni viața veșnică? Mulți creștini nu au convingerea și am întrebat pe mulți, mulți nu au convingerea. A, ah, păi nu știu, frate. Nu, da, noi avem convinge, o mărturisire care o avem. Ne ținem de ea. O avem, suntem siguri că avem această viață veșnică. Versetul 12. Cine are pe Fiul, are viață. N-auziți? zis foarte simplu. Nu trebuie să spun filozofie, nu trebuie să uh, spun multe lucruri, dar trebuie să știu un lucru, că dacă l-ai pe Fiul, ai viață. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viață. V-am scris acest lucru ca să știți. Că voi, vorbește bisericii, că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică. Oa, îndrăzneala pe care o avem la El. Și dacă ai convinge aceasta că ai viață veșnică, ai o îndrăzneală. Și astăzi avem nevoie de creștini care sunt îndrăzneți, nu creștini care stau pasivi. Nu creștini care vin doar de Duminica și afară, lasă, fă, moară cei de afară, nu, îndrăzneala. Îndrăsneala pe care o avem la El, spune, este că dacă cerem ceva după voia Lui Dumnezeu, El ne ascultă. Ia să le de voi, ați cerut de la Domnul ceva și Domnul v-a ascultat, bunuțele sus, aleluia! Pentru că asta este siguranța care o avem, că suntem copiii lui Dumnezeu, că moștenim viața veșnică, avem această siguranță că El ne ascultă. O, frate, dar, frate Daniel, dar dumneata nu știi prin cât de trec eu. Frate, îmi pare rău, dar toți trecem. Fiecare dintre noi, dacă v-aș asculta pe fiecare, toți trecem prin diferite încercări. Dar ce facem cu asta? Ne oprim aici... Nu. Fiecare dintre noi trebuie să știm că trebuie să îndrăznim pentru că ne încredem în Domnul. Eu cred că aici împăratul, împăratul și Domnul Slavei este în mijlocul bisericii și aici stă la amvon, și aici stă la amvon și proclamă și eu sunt regele, eu sunt Domnul Domnilor, eu! Cel ce-a murit pentru tine, pentru păcatele tale, sunt aici ca să te ridic, sunt aici ca să, ca să te încurajez, sunt aici ca să-ți dau viață și nu mai o viață trecătoare, o viață veșnică, slăvit să fie numele Domnului. Aleluia! Vedeți, mulți vorbim de credință și învățăm despre credință și tot învățăm și tot învățăm. Nu de mult, de câteva săptămâni, Duhul Domnului spunea, Daniele, a avut parte de, de mărturii și de minune ale credinței. Să nu te lași duși de val sau de încercări, și aici este o mare problemă noastră, să nu te lași dus de încercări și mai aduc aminte. Poate te, Daniele, te confrunți cu neiertarea, te confrunți cu suspiciunea, te confrunți cu necredința. Daniele, nu te opri aici, Daniele, tu ești robul meu. Da, să nu mi spui, să nu, nici vă vorbesc la tot, să nu îmi spui că tu nu te confrunți cu asta, să nu îmi spui că tu n-ai problemele astea, numai față fratele Daniel le are, că toți le avem, într-un fel sau altul, toți le avem. De aceea, Haideți, și Biblia așa de frumos ne arată, și aș vrea să vedem în Romani, capitolul 4, versetul 20 până la 25. Îl vedem pe Avram, om, tatăl credinței. Avram, tatăl credinței, și ar trebui să fie o mărturie pentru tine și pentru mine. Tatăl credinței, Avram. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu. Prin credință și întărit prin credința lui. A dat slavă lui Dumnezeu. De plin încredințat că El ce făgăduiește poate să împlinească. Întrebarea se pune, crezi că El poate să împlinească? Câte făgăduințe ți-a spus Domnul până acum și încă nu s-au împlinit? Crezi că pot să să împlinească? Eu cred că pot să să împlinească. De aceea, ce fac? Ce fac? Doamne, dar nu mă iubești, dar de ce nu împlinești toate făgăduințele mele? La timpul lui Dumnezeu! De multe ori, dragilor, vrem noi! La timpul nostru, nu! Dumnezeu la timpul lui! De plin încredințat! De plin încredințat, Avram! Tu trebuie să fii de plin încredințat! Că ce a promis Dumnezeu, El va duce la îndeplinire! De aceea, credința aceasta, i-a fost socotită ca neprihănire. A crezut pe Dumnezeu, ca neprihănire. Un om care îl crede pe Dumnezeu e un om neprihănit. Da? Aici ne oprim, că e punct acolo. Dar întrebarea se pune, ești tu neprihănit? Dacă ești neprihănit, ridică mâna spre Domnul. Mm -hmm. Mă uit, îmi place să mă uit, îmi place să vă văd în acțiune, îmi place. Îmi place. Pentru că, vedeți, ridicarea asta a mâinii arată ceva, confirmă ceva, că tu și eu sunt încrezător și eu îl cred pe Dumnezeu. A. O frate, dacă îl cred pe Dumnezeu, așa, teoretic, dar vreau și eu să văd, vreau să simt, vreau să. Nu, nu, asta nu-i credință. Pentru că dacă ne uităm în formula clară și a credinței, în Evrei, capitolul Evrei 11, vedem că credința este o încredere neclintită, Neclint, auziți, neclintită în lucrurile nedăjduite. O puternică încredințare. Nu știu cum să vă, pot să vă explic, dar să știți că Domnul mi-a dat harul ăsta să-l cred pe Dumnezeu, ca un copil. Ca un copil îl cred pe Dumnezeu, de mulți, ori, mulți au bătut joc de mine. Ea, fratele, crede, tot, frate. Dar cred, pe Dumnezeu îl cred. Nu-i cred pe oameni. 100% la dar pe Dumnezeu îl cred. Așa. Pentru că am o, o, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. O, oh, frate, îmi spunea un frate, frate, dar când, când vei vedea sala aia plină? Zic, prin credință o văd. Poate tu nu o vezi și abar n-ai. pe altă lume. Eu trăiesc pe altă lume. Eu trăiesc pe lume, în lumea credinței. Eu văd sala plină. Eu văd poporul lui Dumnezeu plin de foc, plin de puterea... Da, sunt unii mai bătrâni O, frate Daniel, da voi mulți sunt bătrâni Da, chiar bătrânii Și bătrânii pot să laude pe Domnul Și bătrânii pot să, să se roage înaintea Domnului Eu văd prin credință lucrurile acestea Avram, vorbim de bătrânețe Unii credeți că sunteți bătrâni la 60 de ani, la 70 de ani Eu la 79 de ani nu cred că sunt bătrân Eu cred că sunt tânăr Eu cred că sunt tânăr Aleluia! nu arată și îmi spunea fratele care avea 62 de ani, spunea, frate, nu se poate să ai 79 de ani. Zic, da, nu se poate, dar se poate. Și ce v-a ținut? Am spus viața de credință și de rugăciune, asta m-a ținut. Hmm. Avram, la 99 de ani, Sara, bătrânețe, și spune Domnul că vei avea un fiu promis. Fiul promis va fi. Dar Avram, să notăm un lucru, l-a crezut pe Dumnezeu. Cu toate că neputințele lui, bătrânețea, acțiunile lui, nu-i dădeau voi omenește, omenește, că aici ne oprim noi, omenește. Oh, nu cred, da, da, e prea de tot. E prea de tot. Eu sunt bătrân, Sara este bătrână, cum, acum, dar el a fost neclintit în, 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 în credința lui. De aceea aici, dar nu numai pentru el este, dar auziți, ce clar e cuvântul, nu numai pentru el este scris că i a fost socotită ca neprihănire, dar să-ți vedem pentru cine, dar de mai departe ci este scris și pentru noi, să zice cu docii. Pentru noi! Pentru noi! Pentru mine este scris asta! Pentru mine! Radule, pentru tine! Mama ta, mă rog ca mama ta să, să fie vindecată, să fie liberată. Pentru tine și pentru mine! Cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți, pe Isus Hristos, Domnul nostru. Ah, crezi că Iisus Hristos a înviat din morți? Crezi că Iisus Hristos este adapta Tatălui? Crezi că Iisus Hristos este Domnul Domnilor? El, el are puterea să învie și morți astăzi. Tare mult mi-am dorit să văd învierea din morți și am avut haru, harul să vă trăim vier din morți. Dar nu vă povestesc că v-am povestit la mulți, nu vă povestesc asta. De ce nu vă povestesc? Pentru că aș vrea să ajungeți și voi la, această, la această, acest, nivel și ar vrea să vă ridic acum, prin credință, să vă ridic la un nivel al vostru, nu să vă uitați prin vedere, că prin vedere nu vedeți mare lucru. Vedeți niște oameni neputincioși, te vezi neputincioși, se văd lipsi de putere, dar prin credință, fiind conștient de Isus Hristos care este în tine, te vezi puternic. Asta e laudă, te laud, frate, și îmi spunea un frate, frate, prea te lauzi. Dar eu mă laud nu cu mine. Mă laud cu Isus care este în mine. Na, întrebarea se pune te lauzi tu cu Isus care este în tine. Ua, ce întrebare minunată. Ar trebui să ne laudăm fiecare cu Isus care este nou. Ce este scris: Pentru noi, cărora de asemenea ne, -a, ne va fi socotită nouă, celor ce credem în cel ce a înviat pe, din morți pe Isus Hristos. Domnul nostru. Wow! Avram! Avram, tatăl nostru! Mă tot gândeam și m-am tot luptat săptămâna aceasta cu un alt, un alt mesaj care Domnul mi l-a dat. Și vineri a schimbat mesajul Duhului Domnului. Cum e frat, așa? Că mi-ar fi plăcut să vorbesc, să vorbesc despre briitor și nu înfrânți. Dar până la a fi biruitor trebuie să fii om al credinței. Și aici Duhul Sfânt spune, Daniele, nu pot să-i faci biruitor, nici eu nu pot, dacă nu sunt oameni ai credinței, dacă nu mă cred pe mine, dacă nu cred în puterea mea, nu pot să ajungă biruitor. De aia, de multe ori, îmi pare rău să spun, ne confruntăm și suntem înfrânți. Cu toate că știm cuvântul și... <laughs> Vedeți, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, știm așa de mult, am vorbit de multe ori, nu va a ajuns nicio încercare, nicio ispită care să nu fi potrivit cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios, nu va a îngădui să fiți ispitiți sau încercați peste puterile voastre și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Na, ce verset mai vrei mai puternic decât ăsta? Dar trebuie să cauți ceva și aici este uh, frumusețea. Aici este frumusețea, ca să o puteți răbda. Hmm. Ce vrea Domnul? El gă, vrea să găsești tu mijlocul, el a pregătit mijlocul. De multe ori vii la mine și îmi spui să dau, să spun mijlocul și n-am idee de ce mijloc, dar Dumnezeu știe. El a pregătit mijlocul ca să ieși din ispită, din încercare, din problemele cu care te confrunți. El a pregătit. Na, aici e o altă alternativă. Alternativa încrederii. Te încrezi tu în El. Na, aici ai marea luptă pentru că aici ajungem, aici ajungem să cădem, iubiților, pentru că de multe ori ne uităm numai în domeniul natural, dar un om al credinței privește mai mult în domeniul spiritual, în domeniul dumnezeiesc. Hmm. El pregătește mijlocul. Dacă te-aș întreba, fiecare din noi ne confruntăm și în încercări, în probleme. Azi dimineață mai mulți, mai multe surori au venit Doi frați au venit, vai frate, vai frate. Zic, da, cum stăm? Știi că Dumnezeu a pregătit mijlocul? Poate nu poți să ierți. Poate nu poți să, poate urăști, poate nu poți să treci cu vedere anumite greșeli. Dumnezeu a pregătit mijlocul, Dumnezeu îți moaie inima, Dumnezeu îți dă credință să crezi, să iubești pe semenul tău, pe aproapele tău, chiar dacă de 70 de ori câte șapte ți-a greșit. Na, da. Doamne, de multe ori zici, dar cum pot să-l iert în puterile mele? Nu pot, nu pot, e prea greu, e prea greu, e prea greu. Da, e foarte greu, dar tu poți. Poți totul în Hristos care te întărește. Asta îți spun că El a pregătit mijlocul, dar tu trebuie să-L găsești. Și Domnul să te ajute să-L gă găsești. Amin? Hmm. Petru face o remarcă care e așa de, de profundă și uh, care vreau să o să împărtășesc cu dumneavoastră timp Petru, capitolul 5, versetul, uh, versetul 10. Nu întâmplător ai fost chemat la Hristos. Nu întâmplător ești copilul lui Dumnezeu. Zice aici Dumnezeul oricărui har care va a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică după ce veți suferi puțină vreme să vă desăvârșească, să vă, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. No, în, în, versetul ăsta sunt patru lucruri foarte importante care de... de... Vrei să experimentezi slava lui Dumnezeu? Veni venim la biserică, te închine aici cu noi, cu toții și de multe ori așa de, așa de pasiv să stăm, dar slava lui Dumnezeu nu este, nu este doar, oh, că simt, uite, Talita, unde e Talita? A experimentat slava lui Dumnezeu, Talita s-a bucurat. Și aici bucuria mântuirii s-a bucurat și n-a putut să se oprească. Dacă ai întreba o pătalita, acum a fost talita? Și dacă aș o să mărturisească, va spune că nu știu, frate Daniel, da, așa o, o putere a venit peste mine, așa am putut să mă mișc, așa am putut să sar, așa am putut să dansez, așa am putut să mă exprim, așa am putut. E un har. N-auziți bine? Un har. Dar fiecare dintre noi, ca să experimentăm slava lui Dumnezeu, trebuie să ne bucurăm, să fim conștienți că este harul lui Dumnezeu, care ne-a chemat. Fiecare din voi, spuneam împreună cu mine, sunt chemat de Isus Hristos, Hristos să am viață, am viață și să am viață veșnică. Acolo mai departe spune, după ce vei suferi puțină vreme, poate zici, Doamne, dar am suferit destul, poate mi a de ajuns, am intrat în foc și în foc și în foc. În cuptor și în cuptor și iar în cuptor. Auzi ce spune, pentru puțină vreme. Poate la tine un an e prea mult, la Domnul nu. Îmi spunea o soră că se roagă pentru soțul ei și pentru, pentru copilul ei. Îmi spunea, de 25 de ani, frate Daniel, mă rog pentru ei. Și după 25 de ani a venit la Hristos. Na, acum, dragilor, surori, frați, Poate vă rugați pentru ani de zile, pentru cei dragi ai voștri. Întrebarea se pune, crezi că Domnul Iisus va atinge? Crezi sau rămâi? De multe ori spunea sora, frate, roagă-te! Roagă-te! Roagă-te pentru mine că parcă nu mai cred! Parcă, Doamne, e prea mult! Nu mai cred! După ce veți suferi puțină vreme vă va desăvârși și am vorbit despre desăvârșire. Am vorbit biserici, nu știu câți vă aduceți aminte de desăvârșire. Desăvârșirea Sfinților în, în ceea ce privește lucrarea de slujire. Pentru că dacă nu te desăvârșește Domnul, rămâi pasiv, indiferent, rămâi și nu te, nu te mai atinge nimeni, domnule tu ești tu și gata, nu poți să te atingă nimeni. Dar când înțelegi de săvârșirea Sfinților, când înțelegi că Dumnezeu te-a ales, când înțelegi că Isus Hristos vrea să te folosească, atunci lucrurile se schimbă. După ce vei suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, Aici ai nevoie de întări Ca să te dezăvârșească Domnul, trebuie să fii întărit. Întărit prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu poți fi întărit uitându-te doar la televizor. Și televizorul și eu mă uit la meciuri, la meciuri de fotbal, asta este. De multe ori, doi n -a spus, Daniel, prea mult te-ai uitat. Zic, da, da, la meci de fotbal mă uit. Și uh, unii ne uităm la... Natură, să vedem cum e, ne uităm la animale, în fine. Dar nu ne uităm, ne pierdem timpul cu alte, uh, alte episoade sau cu alte lucruri, ci noi ne pier noi studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Ne va desăvârși, ne va întări, ne va da putere. Ai nevoie de puterea lui Hristos. Ai ca să ai viață, iartă-mă să spun, dar fără puterea lui Hristos nu este viață în tine. Anemie! Ha, da? De Anemie. Și vezi, văd la mulți oameni, chiar creștini, anemie, anemie. Și doctorul are, doctorul știi ce face când te duci și vede anemie, îți dă niște medicamente, îți dă niște ca să, ca să imunitatea ta să crească, așa și în domeniul spiritual, ca să crească imunitatea ta spirituală, Duhul Domnului vine și îți dă putere. Mm. Duhul Domnului, hai că spun mai încet, poate ți place așa, îți vine și îți dă putere. Oare te poate atinge pe tine Duhul? Oare ceva se întâmplă? Poate să te atingă pe tine Duhul Domnului? Vai, ce minunat este când te atinge cu putere! Și mai departe, să te facă neclintit, pentru că tu trebuie să stai statornic, în credință. Nu poți să te îndoiești, nu poți să fi altfel. Neclintit. Îmi între... vine gândul ăsta și trebuie să-l spun. M-a invitat undeva să pre... la televiziune și a spus, frate Daniel, vă invităm la noi, dar dumneavoastră cu elanul dumneavoastră și cu pasiunea dumneavoastră îi, îi speriați pe mulți. Zic, ce facem dacă ajungem în părăția lui Dumnezeu? Ce facem? Oamenii ăștia ce vor face când va ajung acolo? Zic, cred că ăștia, ăștia vor cădea jos acolo sub ungerea Domnului și acolo îi transformă Domnul. Nu, frate, dacă vreți, dar trebuie să fiți mai liniștit, mai încet, așa, mai să vorbiți mai frumos, mai să nu veniți în autoritate, zic, auzi, mai bine nu vin. du te folosește alții, dar eu mai bine nu vin. Ce vreau să vă spun? <sus> Pentru că noi trebuie să ne pregătim să trăim prin credință. Noi nu putem să trăim prin credință oricum. A, pe frate, cum mă pregătesc să trăiesc? Ca să pot să fiu biritor în zile ca acestea, Ioane, Ioane, tu trebuie să trăiești, să înveți să treci prin credință. Nimeni de aici nu știe, a, ai auzit de credință de multe ori și bine că ai auzit, dar nimeni, de, inclusiv eu, nu pot să vă dau o lecție, cu toate că am scris cartea, Revelația Credinței, e acolo, puteți să o luați, dar nu pot să dau o formulă magică, să spun, Biblia spune că credința romani, capitolul 10, versetul 17, credința crește, crește în urma auzirii cuvântului Lui Dumnezeu. Crește și va crește credința noastră. Dar, iubiților, da, în zilele de ace -ă, ca acestea, ne pregătim prin credință. Ne pregătim și depinde de tine cum te pregătești. Depinde de mine cum mă pregătești și pregătă, Și apostolul Pavel îi spune lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Versetul 1 până la 5. Da! Mai aveți răbdare cu mine, da? Hai că mai, mai, mai puțin și... Mai aveți răbdare, da? da? Ați învățat ceva, învățăm ceva. Amin. Să știți că în zile din urmă vor fi vremuri... Oare sunt vremurile ușoare astăzi? Cu toții ne plângem. Cu toții vedem că vremurile nu sunt ușoare și sunt vremuri grele. Așa. De ce sunt vremuri grele? E o întrebare care ți-o pui tu și eu. Căci oamenii vor fi iubitori de sine. Uai, iai! Iubitori de bani? Nu mai vorbesc. Lăudăroși? Doamne, doamne, numai eu și eu și eu. Așa. Trufași? Hulitori? Neascultători de părinți? Nemulțumitori? fără evlavie. Nu vezi acolo că pulsează evlavia. Nu vezi că pulsează credința. Fără dragoste frățească. Și vin la biserică și se închină înaintea Domnului și iau cina împreună. Fără dragoste frățească. Ne înduplecați. Nu poți să îi mulțumești deloc. Niciodată, ei știu tot, ei cunosc tot N-ai cum să-i mulțumești Pe mine nu mă mulțumesc Chiar dacă Domnul a intrat aici Și Domnul, auziți, Domnul e aici N-auzi, vreau să vă fac conștienți pe voi Care stați indiferenți Să știți că Domnul nostru e aici Domnul ne vizitează în fiecare duminică În fiecare duminică, El este aici Ne-am duplecați Nu mai vreau să aud Clevetitori neînfrânați, ne, ne iubitori de bine. Vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Plăceri. Îmi pare rău că la 1 mai n-am putut să venim împreună să ne bucurăm că a fost ploie, ploaie și nu știu ce. Da, întotdeauna la mâncare venim toți românii când au de mâncare gata. Toată lumea. Și nu-i rău asta. Dar prioritatea ar trebui să fie părtășia frățească. Prioritatea ar fie dragostea frățească. A. Având, și aici trebuie să te examinezi tu și te-aș ruga în autoritatea Domnului, să te, să te examinezi tu, având doar o formă de vlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oameni aceștia. Doamne! Întrebarea se pune, ai formă de evlavie sau, sau ești tu? Fii natural în biserică, auzi, mulți ascund în biserică. Mulți vin în biserică și se pozează diferit. Mie mi e place naturalețea, mi e place să fiu cu inimă deschisă, îmi place! Că de multe ori nu pot să spun ceea ce gândesc, că asta e altceva. Că nu vreau să supăr pe nimeni. Îți dai seama ca păstor să vezi pe unii că așa de indiferenți și că nu mă butionează la, 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 la telefoane acolo? Păi îmi vine să mă duc să-i strig, să strig în urechi. Hei, trezește-te, ești în biserică, omule! Să-i văd la închinare, că în loc să ridice mâna, bl 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 să vorbesc cu niciun Nu vă dați seama ce greu e pentru un păstor. Rugați-vă pentru mine, că de multe ori, credeți-mă că îmi pierd din, din, din răbdarea asta mea. Îmi pierd. că văd că, domnule, e indiferență. Și de-aia spun acolo. Zice că depărtează-te de oamenii aceștia. Boa! Oh. Eu vreau să mă apropie, îmi plac oamenii, iubesc oamenii. De-aia mă duc în fiecare a, duminică și oricând întâlnim și marțea, îmi place să mă duc la oameni să-i salut. Îmi place să iubesc, să-i salut, să le spun bine ați venit, să le spun de unde ești, cum ești. Dar vreau să spun un lucru, că astăzi, iubiților, astăzi ne pregătim pentru a crede pe Dumnezeu. Nu numai că avem o formă de vlavie, nu, 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 nu. Nu fi mulțumit doar cu forma de Evlave, forma de duminică dimineața și fi mulțumit. Când Domnul te, te mișcă, Domnul mișcă inima ta, Domnul mișcă mintea ta, Domnul mișcă viața ta, Domnul mișcă familia ta, Domnul mișcă orașul acesta, Domnul mișcă țara aceasta, atunci, atunci să te bucuri. Că Domnul, Domnul face ceva și asta, vă rog, însuflețit de Duhul Sfânt. Să vă lăsați că le auziți de Domnul. Nu mai vorbesc că dacă ne-am uitat și în Evanghelia după Matei, vedem toate acestea, nu le mai citim din cauza că avem și cine, dar în Luca 21, versetul 28, Pentru că trăim vremurile din urmă. Ne-au trăim și vedem că se întâmplă lucruri pe care Biblia le confirmă că vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Na, întrebarea acum se pune foarte simplu. Vezi ce se întâmplă în domeniul natural și chiar în domeniul spiritual. Vezi ce se întâmplă la nivel de țară, la nivel de, de, de lume. Vezi ce se întâmplă. Pe tine te întrează uh, ce se întâmplă. Ascultă bine Evanghelia. Pentru că nu vei putea să asculti ce se întâmplă dacă nu asculți Evanghelia. Vezi ce se întâmplă în Israel. Vezi ce se întâmplă în lumea întreagă, vezi persecuțiile care sunt, vezi ce se întâmplă cu oamenii, vezi că oamenii sunt din ce în ce mai răi, oamenii sunt de multe ori, n-ai cum să înțelegi oameni, de multe ori înțeleg, nu înțeleg. Dar aici este să vă uitați în sus, aici e secretul. Nu te uita în jos la ei, la oameni. Când mă uit la oameni în jos, sunt ispitit și sunt descurajat, sunt Determinat, mă, am predicat de atâția ani în Biserica Agape și pe unde sunt oamenii ăștia? Unde sunt oamenii credinței? Unde sunt oamenii cărora le-am vorbit despre credința ta așa de mult? Uitați-vă în sus. Și aici, atințiți-vă privirea la Isus, La Isus, La Isus, Sus! Și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră este este aproape. Nu vezi izbăvirea Domnului? Vrei minunea supranaturală a lui Dumnezeu? Vrezi Vezi puterea credinței să se manifeste peste viața ta? Vreau să mă rog pentru tine, ca această putere a credinței, această putere a credinței să se manifeste peste viața ta, în familia ta. Ridică mâna spre Domnul. Doamne, binecumentez poporul tău, binecumentez pe frații mei care ridică mâna sus. Doamne, cer puterea credinței peste viața lor, puterea credinței de vindecare, puterea credinței de eliberare, puterea credinței de manifestare manifestare a prezenței tale. Doamne, puterea credinței să se manifeste peste viața lor. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog. Și Biserica Domnului spune, Amin. 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 Aleluia, sunteți bucuroși că sunteți în casa lui Dumnezeu? Amin. A, când e vorba de credință, am putut, așa de mult am pot să vorbesc și îmi place să vorbesc, pentru că sunt omul credinței. Nu, vedeți, dacă mă uit la doar la neputințele mele și mă uit la, la Daniel Matei, la omul Daniel Matei, sunt tare descurajat. Tare descurajat. Și știi cum mă vinește diavolul? Păi tu nu vezi că de multe ori ți-ai timpul, ai venit de 29 de ani în, în România și uite cu ce te-ai ales. De dar eu știi ce fac? Taci, diavole, în numele lui Iisus! Da, am urmași în România! Oriunde mă duc, sunt urmași în România! Taci! Chiar dacă suntem 150-200, dar eu, eu, eu sunt omul credință. Nu las să vorbească, auziți, învață și tu lecția. Nu lăsa să vorbească, pentru că a las să vorbească, până la urmă te ispitește, te atrage, te momește, te miște, te minte și te doboară. Nici unul din noi nu vrem să fim doborâți, Eu nu mai vorbesc, nu vreau și nu mă las. De ce? Pentru că cel ce este în mine este mai puternic decât cel ce este în lume. Zi împreună cu mine, cel ce este în mine este mai puternic decât cel ce este în lume. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este în tine, este peste viața ta. De aceea proclam numele Domnului peste viața ta. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog, amin.